Această săptămână, Domnul mi-a pus pe inimă o altă temă pe care aș vrea ca să o aducem în rugăciunile noastre și cred că este foarte importantă. Se numește discernământul spiritual. Vedeți, au spus cei de la închinare că trăim vremuri tulburi. Și este adevărat, vremuri foarte tulburi. Cred că avem nevoie, astăzi mai mult decât oricând, de un discernământ spiritual la nivelul Sufletului și al Duhului. Și mă rog, ca Domnul să dea familiilor noastre acest discernământ, să înțelegem ce trebuie să facem fiecare dintre noi în familiile noastre și în viața pe care o trăim alături de Domnul. Zic ca Domnul să ne dea discernământ spiritual. În această zi, aș vrea să deschidem cuvântul. Cuvântul Domnului în Cartea Iosua, la capitolul 9, și vom citi, începând cu versetul 3. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, dacă nu, aș vrea să vă invit să priviți pe ecran Cartea Iosua, capitolul 9. Vom citi câteva versete care sunt foarte interesante și care cred că Domnul poate să ne cerceteze și să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Iosua 9 cu versetul 3. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și au zis lui și tuturor celor din Israel, noi venim dintr-o țară depărtată, acum faceți legământ cu noi, Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora. Poate că voi locuiți în mișocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua, noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis, cine sunteți și de unde veniți? Ei au răspuns, robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amuriților dincolo de Iordan, lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis, Luați cu voi merinde pentru călătorie, Duceți-vă înaintea lor și spuneți-le, noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o camerin de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi. Și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le s-au rupt Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Și ultimul verset, versetul 14, spune așa: Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Vă rog să ocupați locurile. Cuvântul pe care Domnul l-a pus pe inima mea și care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră se numește haine învechite și pâine mucegăită. Haine învechite și pâine mucegăită. Imaginea pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în fața noastră este imaginea Generalului Iosua, care conducea poporul înspre țara promisă. Și atunci când conducea poporul, a avut mari victorii. Victoriile acelea au fost răsunătoare. Cetățile care erau următoarele să fie cucerite au auzit de cum Dumnezeu l-a folosit pe Iosua și spaima, frica au intrat în ele. Și au dat seama cetățile care erau în fața lor că nu vor putea sta în picioare în fața lui Iosa și a evreilor militar. Și atunci le-a venit o idee, cum spunea altădată Machiavelli, dacă vrei să câștigi ceva, câștigă prin înșelăciune. Nu câștiga prin armată, câștigă prin înșelăciune. Și acești gabauniți au zis: Uite, nu putem să stăm militar în fața acestor oameni, dar hai să folosim o șmecherie, o înșelăciune, ca să putem să nu fim cuceriți de evrei. Și ei s-au înțeles. Au spus în felul următor: Hai să ne îmbrăcăm în niște haine vechi și găurite. Hai să ne luăm în picioare. Ceva, pantofi care sunt, au găuri în ele și i, i, is, cu talpa dezlipită. Să ne îmbrăcăm în așa fel încât să transmitem acest mesaj că noi venim dintr-o țară foarte îndepărtată. Și s-au îmbrăcat așa. Și au venit în fața lui Iosua. Și au spus, domnilor, noi, când am plecat de acasă, pâinea era coaptă, moale, scoasă din cuptor. Ieșeau aburii din pâine. Dar acum, uitați-vă, e mucigăită și veche. Și vrei au ridicat puțin așa din numeri și au zis, mă, noi nu știm de unde veniți. Nu știm, poate locuiți pe aici pe aproape. Nu! Noi venim dintr-o țară îndepărtată. Uitați-vă la hainele noastre! Uitați-vă la pâine, uitați-vă la sacii noștri, uitați-vă la burdufurile de vin. Îs vechi, am venit dintr-o călătorie extrem, extrem de lungă. Și concluzia Uh, acestui pasaj este în versetul 14 care spune așa Bărbații lui Israel au luat din merindia lor ceea ce însemna că fac o alianță cu ei, o prietenie cu ei, intră în legătură cu ei când stăteau la masă, ăsta era simbolul, și n-au întrebat pe Domnul. Adică și-au dat mâinile, sunteți prietenii noștri, intrăm într-un legământ cu voi, jurăm pe Jehova, pe Dumnezeu Cerului, că noi ne înfrățim și nu vă vom face nimic și voi, la rândul vostru, ne veți apăra pe noi, ne veți ajuta în luptă. Ăsta este pasajul din Biblie. Acum, în acest pasaj se ascund câteva, câteva uh, lucruri foarte importante. Vedeți, ce putem să vedem în acest pasaj biblic este metoda diavolului. Metoda diavolului. Vedeți, diavolul are două strategii prin care atacă. Una este frontală, în care direct atacă, simți că pubnii vin ca la box, unul după altul. Imaginați-vă și aduceți-vă aminte de Iov. Cum au venit la Iov problemele și situațiile una după alta. Prima veste. Vezi că s-au venit niște vânturi și au căzut peste, 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 peste casă, au lovit vânturile în casă și au căzut peste copiii tăi care erau la, un mare, la o mare petrecere și au murit toți. Wow! Toți zece dintr-o dată. Vântul, prinde vântul. Cum să-l prinzi vântul? A venit altul și a zis, toate averile au fost luate și duse. O altă lovitură. A rămas Iov, el soția lui și ce avea. Și apoi a venit uh, o altă lovitură și a luat lui Iov toate averile. Și apoi Satana a mers în prezența Domnului și a zis, Doamne, lasă-mă să mă ating de pielea lui. De piele, de epidermă, de dermă. Omul dă tot ce are pentru piele. Și eu așa mi l-am imaginat pe Iov care a avut uh, uh, această. această dorință să, să, să arunci o bubă peste el, mi-l imaginez pe, pe satana cum a luat servieta cu otrăvuri și a plecat uh, la Iov și a aruncat ceva, eu știu, nu știu ce a făcut acolo, eu îmi imaginez că a aruncat un praf pe el și a fost o bubă din cap până jos, o bubă și se scârpina cu un ciob. Vedeți, asta este o metodă pe care a folosit-o diavolul frontală, directă, l-a atacat direct. Există o altă metodă pe care o folosește cel rău, atacul subtil, prin înșelăciune. E subtil, dinși nu-ți dai seama. Și în acest pasaj pe care l-am citit, vedem atacul subtil. Noi suntem prietenii voștri. Noi venim dintr-o țară îndepărtată, suntem, am venit aici să facem o alianță cu voi. Atacul subtil. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa, spune că Satana, acela care în, înșală întreaga lume, a fost aruncat unde? Pe pământ. Înșală întreaga lume. Și apoi spune cuvântul în 2 Corinteni, căci chiar Satana se preface în ce? Spuneți dumneavoastră, într-un înger de lumină. Când vine cineva împachetat în sfințenie la tine, sfântoc din cap până în talpă, luminos, frumos, nu te gândești că e satana, dar el are această metodă a înșelăciunii. Și mi aduc aminte, îmi aduc aminte de niște cercetători, poate am mai spus această experiență, a câtorva cercetători care au observat că curca, mama curcă, când aude zgomotul puiuților cip-cip, își deschide aripile și îi primește lângă ei, lângă ea, pe toți puiuții. Nu se uită la ei cum arată, dar când aude cip-cip, își deschide uh, aripile și îi primește aproape. Și cercetătorii au spus, cel mai mare dușman al curcii este dihorul, și au luat un dihor de jucărie și au pus în el un casetofon, o casetă care spunea chip-chip. Și au pus acolo și au dat drumul dihorașului să meargă înspre mama curcă. De obicei, dacă dihorul nu face uh, niciun zgomot, mama curcă îl vede, îl atacă și vrea să-l omoare. Dar în acest caz, în care oamenii de știință au pus acel casetofon cu chip-chip și au dat drumul să meargă înspre curcă, când a auzit mama curcă chip-chip -cip și a deschis brațele și l-a primit la ea. Și stătea lângă ea puiuții de curcă și dihorașul acela de jucărie care făcea chip-chip. -cip. Când s-a închis casetofonul și n-a mai mers caseta, mama curcă s-a uitat la el și a început să-l atace furioasă. Și a zis, uite, a, au spus uh, acești cercetători, mama curcă a fost dusă în eroare de sunetul curcii. Cipcip. când a făcut cipcip, cip și-a deschis brațele și a primit acolo pe uh, acel dihoraș de jucărie. Ce vreau să spun cu acest lucru? Vedeți, satana folosește acest cip-cip. Hainele ponosite și învechite spuneau cipcip. Apoi când au venit ei cu poezia lor, spuneau cip-cip, noi suntem prietenii voștri. Și în felul acesta au fost duși în eroare. Ce vreau să zic cu tot acest lucru? Vedeți, scopul acestor oameni, agabaoniților, a fost ca ei să nu fie dați afară din țara promisă. În țara promisă, evreii trebuiau să cucerească cetate după cetate. Una după alta, și să ia țara promisă în stăpânire. Asta trebuiau să facă evrei, să intre în binecuvântarea Domnului. Dar Gabauniții au zis, tu ai o promisiune de la Domnul, ai o binecuvântare pe care Domnul vrea să-ți o dea. Ce vor Gabauniții, Spiritul Gabaunit, este să aibă și el parte în țara promisă, în viața ta, în viața mea. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul, uh, șapti, în versetul 16, uitați ce interesant spune: La trei zile, după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Versetul 17 spune așa: Căci copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon. Chefira, Berot și Chiriat Iarim. Patru cetăți care erau ale Gabauniților. Și aceste patru cetăți au rămas în țara promisă ca niște fortărețe ale celui rău. Gabauniții erau niște oameni care aveau tot felul de, de practici ciudate. Influență negativă, își deau copiii uh, să-i arde pe altar, tot felul de lucruri care nici nu migroase să le pomenesc. Și ei au cucerit inima evreilor prin înșelăciune și au rămas în țara promisă. A rămas în țara promisă. Vedeți, asta e strategia de fapt a celui rău. Vrea să aibă o talpă de pământ în viața mea și în viața ta, o mică talpă. Și de acolo să-și facă el planurile. Și evreii au fost duși prin înșelăciune, nu prin luptă de sabie, nu prin război, prin înșelăciune au pierdut un război și acești gabaoniți au avut cetăți în mijlocul evreilor care peste ani și ani de zile a influențat poporul. Ce putem să învățăm de aici? Și în viețile noastre, satana va încerca același lucru. Dacă aș putea să am măcar o bucățică de pământ în viața ta, nu cer nimic ca să-mi dai, numai să mă las am și eu pătrățelul meu. Și de acolo începe să lucreze. De ce vreau să ne rugăm pentru discernământ? Pentru că asta este strategia celui rău. Să cucerească ceva în inima ta, ceva puțin, iar de acolo să se extindă. De acolo să crească. Asta este strategia celui rău. Acum se pune întrebarea, de ce suntem înșelați? Pentru că eu n-aș vrea, cine ar vrea să fie înșelat din mijlocul nostru? Nimeni. Ai vrea să fii înșelat de cel rău? N-ai vrea. Dar întrebarea se pune, de ce suntem înșelați de multe ori? Vedeți, cuvântul ăsta îi spiritual vorbind. În primul rând, suntem de multe ori înșelați pentru că privim doar la aparențe doar la aparențe. Așa cum a privit Iosua și au privit evrei doar la aparențe. Și spune cuvântul Domnului, profetului Samuel. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul, se uită, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită unde? acolo la inimă. Privim doar la aparențe. S-a dus profetul Samuel să-l ungă pe unul din frații lui David, nu știa care îi, pe unul dintre copiii lui Isai. Și a văzut pe toți, erau mari, frumoși, vânjoși. A spus, ăsta e sigur, ăsta are profil de politician, ăsta e numărul unu, celălalt are profil, e bun, și Dumnezeu spune: Nu. Ești înșelat de aparențe, Samuel. Ești înșelat. Dumnezeu nu se uită la carcasă. Dumnezeu nu se uită la piele. Dumnezeu se uită unde? La inimă. Și de multe ori eu am, am căzut în această capcană. M-am uitat la aparențe. La aparențe. Și aparențele de cele mai multe ori ne duc în eroare. Privim la aparențe. Am povestit odată. Acum câțiva ani în urmă cu o tânără care mi-a spus că a fost îndrăgostită de un băiat și s-au întâlnit pe internet. A Fost dragoste mare, nu știu cum, la prima vedere, la doua vedere, dar s-au îndrăgostit. Ce s-a întâmplat? Au povestit mai mult pe internet și fata și-a luat bile de avion să meargă și să se logodească cu băiatul. Toate au fost bune în ecran, acolo, la computer, toate arătau roz, roz bombon, erau frumoase. Când a ajuns și s-a întâlnit cu el, după două zile și-a dat seama că era pe droguri. I-a dat și ei, nu vrei să traci tu o, o țigaretă. Realitatea din computer și cu realitatea de acasă a fost complet diferită. Și mi-a spus, a trebuit să-mi fac bagajul și să plec. M-a înșelat prin computer, aparențele înșală, și de multe ori ne uităm la aparență și spune arată roz, arată bine. Dar după aia când te apropii și își dau gabaoniții masca jos, îți dai seama că de fapt e o mare minciună. E o mare minciună. Privim doar la aparențe. Am alt prieten care mi-a spus, uite, am închiriat și eu un apartament într-un mare oraș din, din America și ceva mi-a trimis mi-a trimis, a zis că vrea să se mute aici în orașul ăsta mare, în această metropolă și vine cu lucru din Europa. Și mi-a trimis un cec. Mi-am pus apartamentul de închiriat și mi-a trimis un cec. Zice, uite, vine în data cu tare, dar a trimis dinainte rentul pe trei luni de zile. Și mi-a trimis un cec mare, de vreo 5.000 și ceva de, de dolari. Eu știu cât i-a trimis pe apartament. Și m-am uitat la el și uite cum o binecuvânta domnul. Și s-a dus, a depozitat cecul în bancă, era cec din Europa și după ce a ajuns cecule și l-a pus în bancă uh, pentru cecurile care sunt uh, din altă parte a lumii, iau mai multe zile ca să se poată intra în sistem și să verifice și așa mai departe. Și omul l-a sunat și a spus, uite, ți-a întrins pe trei luni uh, chiria, dar s-a întâmplat ceva, am ceva probleme și dacă poți să-mi dai pe două luni înapoi și după aia eu îți plătesc când vin acolo. Și prietenul meu a zis: Mă, dacă omul are probleme, îi scriu înapoi banii pe două luni și i-a trimis la om. După vreo șapte-opt zile, banii au ajuns la om, după vreo șapte-opt zile îl sună uh, managerul de la bancă, domnule, ați depozitat un cec fals și vreți să ne fraudați. Prietenul meu, când a auzit, era și cu banii dați în Europa uh, pe două luni. L-a luat în șuturi și managerul. Aparențele înșală. Și mi-a spus, uite, am rămas într-o pagubă de câteva mii de dolari. Aparențele înșală. Și Satana de multe ori are această strategie să, să, să prezinte într-o lumină roz, frumoasă, lucrurile și când te uiți să le spui, sunt extraordinare. Dar, de fapt, el are un plan de a înșela. Asta este strategia celui rău. În al doilea rând, aș vrea să pun această întrebare. De ce suntem înșelați? Suntem înșelați pentru că nu întrebăm pe Domnul. Biblia spune clar, versetul 14. Bărbații lui Israel au luat din merindia lor și n-au întrebat pe Domnul. Vedeți, Dumnezeu vede mai mult decât vedem noi. Noi vedem într-un mod poate științific, luăm argumentele în parte, le punem, ne facem noi logica noastră. Este ca și cum te duci la teatru. A fost la teatru. Inginerul de lumini care este în spate, pe toată scena cât este de mare, pune conul de lumină pe un personaj. Restul este întuneric, beznă, peste tot și te uiți la acel personaj care își desfășoară el piesa de teatru acolo și rolul lui pe care l-a spus. Dar nu vezi ce se întâmplă în jur. Este întuneric beznă. Te uiți și vezi doar acel con, vezi doar acea lumină care este acolo. Dumnezeu din ceruri, aș vrea să vă spun că El vede dincolo de conul de lumină și de ceea ce vedem noi. Spuneți amin la lucrul acesta. Noi vedem științific, noi vedem în modul nostru, așa cum vrem noi. Ne facem analizele. Dar acești oameni n-au întrebat pe Domnul și au căzut într-o mare capcană. Ce aș vrea să vă spun este că fiecare dintre noi suntem responsabili în deciziile pe care le luăm ca și familie, ca și indivizi, să întrebăm pe Domnul. Dacă nu vrem să cădem în capcană, să întrebăm pe Domnul. Doamne, eu văd limitat, eu văd doar în conul acesta de, de lumină. Ce vrei să. Cum, cum să iau decizia să fie mai bine pentru familia mea și să nu fie ceva piedică? Întreabă pe Domnul și cu siguranță Domnul îți va vorbi și te va lumina ce să faci. Ieremia 33, cu versetul 3 spune așa. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti, îți voi vesti lucruri mari lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Da, cheamă-mă. Și asta este, acesta este îndemnul meu în acest timp de post pe care îl avem. Haideți să punem înaintea Domnului viața noastră, familiile noastre, pentru un discernământ spiritual. Să înțelegem ce vrea Domnul de la viața noastră. Să-L întrebăm pe El înainte de, de a alege. Spune faptele apostolilor capitolul 13 că în biserică, în biserica din Antiohia, se rugau mai mult și posteau. Era timpul în care ei slujeau înaintea Domnului, posteau, se rugau și stăteau deschiși înaintea Domnului să vadă ce le va descoperi Domnul. Și Domnul le-a descoperit... Și a spus: Puneți-mi deoparte doi oameni. Și apoi trimiteți-i în misiune să întărească bisericile și să ridice lideri în celelalte biserici care sunt. În timpul postului s-a făcut lumină, descoperire și a spus Domnul: Am o lucrare de făcut. Când suntem și noi în timpul postului, ne așteptăm. Dorim ca Dumnezeu să ne dea la o parte solzii de pe ochi, să facă lumină în viața noastră, în jurul nostru, și să vedem puțin mai departe ceea ce are Domnul pentru noi. Domnul are o lucrare pentru tine. Nu suntem aici la întâmplare. Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare dintre noi. Dar trebuie să fim deschiși, să înțelegem, Doamne, ce vrei să fac? Cum vrei să fac? Și Dumnezeu, sigur va fi acela care ne va lumina. Îmi place această analogie a apostolului cu micuțul indian într-un uh, trib șeful care era acolo la trib avea un examen pentru fiecare băetandru bă, băiat care creștea mai mare și vrea să intre în armată. Avea un examen, un singur examen și dacă trecea acel examen putea să intre și el cu ceilalți tineri în rândul soldaților și să fie bine văzuți în tribul lor. Examenul era următorul. Trebuia să te sui pe un munte și apoi să vii, să stai față în față cu șeful tribului și să-i spui ce ai văzut. Și el își dădea seama dacă a ajuns până în vârful muntelui sau nu. Băieții care urcau, era foarte greu de urcat, când au, au, au ajungeau sus în vârful muntelui, de acolo se putea și doar de acolo se putea vedea marele ocean care era la orizont. Se putea vedea cum, cum intră în, 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 țărm. Erau anumite lucruri care se vedeau de acolo, din vârful muntelui. Și când vedeau și stăteau față în față cu șef, șeful tribului ziceau, am văzut oceanul care intră în țărm în formă de V. Și cel care conducea tribul îi spunea, într-adevăr, a ajuns acolo. Numai de acolo se putea vedea oceanul. Vedeți, când ținem post și urci pe acest munte al postului și te înfrânezi de la anumite lucruri, eu când deschid frigiderul. Parcă îl aud pe ăla, mă, pune mâna pe șuncă, pune mâna pe, pe slănină, tai o feliuță. M-a întrebat soția, de ce ți cel mai poftă în timpul postului? Așa am făcut semn, o feliuță de slănină. În timpul postului când te înfrânezi, spui nu și vine cel rău la ureche, ia și tu o alună. Pune mâna doar, nu fi fanatic, o bucățică de alună, ia o bucățică de, 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 de slănină. Și tu te înfrânesc că ți-ai ți făcut uh, înaintea Domnului. Ai spus că vrei să ții un, un anumit fel de post sau o zi de post. Dar când urci și este greu și urci și te înfrânesc, când ajungi acolo sus, parcă vezi lucrurile diferit. Dumnezeu îți deschide ochii. De ce suntem înșelați? De multe ori, așa cum am spus, cel rău folosește această strategie a înșelării pentru că privim doar la aparențe, nu întrebăm pe Domnul, facem noi lucrurile că noi le știm cel mai bine și cred că este o greșeală să nu le întrebăm pe Domnul, este o greșeală mare. Și apoi, în al treilea rând, nu socotim influența pe care o are o decizie în viața noastră. Dacă știa Iosua ce influență vor avea gabăuniții în viața poporului, Probabil că pe loc îi spunea, nu avem ce discuta cu voi. Ne vedem acolo în fața cetății și vă cucerim. Ca să nu vă cucerim acum în hainele astea uh, jerpelite și învechite, acolo ne întâlnim. Dar nu le dădea nicio șansă. Dar nu a știut. Nu s-a gândit la ce influență avea. Cele patru cetăți care au rămas în picioare au avut o influență nefastă în viața poporului evreu. O influență nefastă. Și ca să fac o mică paranteză, pentru cei, care, pentru cei care vreți, vă aduceți aminte că Saul a avut pe o nevastă, a spune nevastă, a fost concubina lui, Rizpa. Și Saul, în timpul vieții lui, a vrut ca să-i omoare pe acești gabauniți. A vrut să-i omoare, să-i extermine. Și Dumnezeul din cer a spus, eu nu sunt de acord pentru că s-a făcut un legământ în vechime. Și a venit o mare, o mare uh, uh, durere peste, peste casa lui David. Era David împărat. Și David a stat înaintea Domnului și a spus, Doamne, de ce vine această durere peste noi? De ce suntem așa de apăsați? Și Dumnezeu îi spune, din pricina lui Saul și a casei lui care au distrus, uh, a vrut să-i slăbească pe, pe gabauniți. Și David spune, Doamne, și ce să fac? Legământul făcut trebuie ținut în picioare. Și merg și întreabă pe Gabaoniți ce vor. Gabaoniții s-au dus la David, David s-a dus la Gabaoniți și gabaoniții a spus, Da. Saul a vrut să ne slăbească, ăsta-i cuvântul, să ne distrugă. Dați-ne șapte din feciorii lui Saul să-i spânzurăm. Și David a spus, ca să se întrerupă mânia lui Dumnezeu, mergeți și faceți ochi pentru ochi. Așa era în Vechiul Testament. Și gabauniții și armata lui lui David s-au dus și au luat șapte, cinci din băieții lui Rizpa și încă doi din casa unei alte femei. I-au luat și au spânzurat pe toți. Dacă știa Iosua, ar mai fi făcut el legământul. Spuneți dumneavoastră, ar fi făcut legământul. N-ar fi făcut legământul. Dar a fost înșelat. Așa cum suntem și noi de multe ori înșelați, și eu, și tu fiecare în parte, și ne dăm seama după ani și ani de zile că de fapt a fost o mare farsă. De aceea avem nevoie să stăm înaintea Domnului și să îl întrebăm pe Domnul. Și aș vrea să închei cu un exemplu din, din Biblie ca să vedeți puterea influenței. Lot și Sodoma și Gomora. A fost o ceartă. A fost o ceartă între Avram, între slujitorii lui Lot și slujitorii lui uh, Avram. Nu mai încăpeau de bogățiile care le aveau. Nu mai încăpeau. Și Avram, un om pașnic, plin de înțelepciune, a spus, ne poate. Uite aici țara cât e de mare. Alege tu unde vrei să mergi, ca să nu mai fie ceartă. Și Lot s-a uitat la orizont și spune cuvântul lui Dumnezeu, Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Și a spus, este faină, vitele au apă, crește averia, este extraordinar acolo. Unchiule, eu mi iau câmpia Iordanului. Și cuvântul spune mai departe, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului în țara Egiptului. Geneza 13 cu 10. Geneza 13 cu 12 spune așa, după două versete, Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetăți, în cetățile din, din câmpie și și-a întins corturile până la, spuneți dumneavoastră, Până unde le-a întins? Scrie pe ecran. Până la Sodoma. Ca să vedeți influența pe care a avut-o decizia lui Lot. Și-a pus corturile până la Sodoma. N-a intrat în cetate, dar până aproape. Vedea cetatea, vedea luminile, vedea Las Vegasul din Sodoma. Era acolo o distracție și o destrăbălare ieșită din comun. Probabil întrebau copiii, tati, mami, de acolo sunt jocurile alea faine de lumini. Pe noi ne ții tot aici în corturi, în câmpie. De ce e așa de frumos acolo? Și noi stăm aici. Mă, noi nu mergem acolo. Versetul, capitolul 14, versetul 11 și 12. Uitați ce spune Biblia. A fost o luptă în Sodoma și Gomora, cineva i-a cucerit. Și spune așa Biblia: Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. Au luat și pe lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. Unde locuia lot? Spuneți dumneavoastră. În Sodoma. În capitolul precedent, unde locuia lot? Și a pus corturile până la Sodoma. Acum a spune în versetul 12 au luat pe Lot, fiul fratelui lui Avram care a locuit în Sodoma, de la poartă de afară din câmpie în înăuntru. Apoi Geneza 19 cu versetul 1, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat și a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Poarta cetății era locul de unde se conducea cetatea. La poarta cetății se făceau toate afacerile și toate deal și se stabilea soarta cetății. Era, dacă vreți, un fel de primărie a zilelor noastre. Și Lot, fratele Lot, din câmpie, în cetate, în primăria Sodomei. Conducea acolo și el alături de alții. Și apoi știți ce s-a întâmplat? A venit mânia Domnului peste ei, Lot și-a luat soția și a luat fetele și au fugit. Și soția lui s-a transformat, așa cum știți, într-un stâlp de sare și el a fugit cu fetele și cu mâinile goale. O decizie care are efect în timp. O decizie care este legată cu mai multe funii în timp. Și eu mă rog pentru copiii mei, Doamne, decizia care o iau pentru ei să nu aibă niște funii și să-i vă peste ani de zile complet distruși. Ce am făcut? A vrut mai mult fratele Lot și a plecat cu zero, complet cu zero, cu mâinile goale și fără soție. O decizie luată cu ani și ani de zile înainte a avut efect după ani de zile și s-a trezit fără bogăție, fără soție și cu mâinile goale. Gândiți-vă în viața dumneavoastră. Deciziile pe care le luați astăzi au legate de ele niște funii. Și acele funii vă vor trage ori înspre bine, ori înspre rău. Ăsta e cuvântul Domnului. Nu e a meu, ăsta e cuvântul Domnului, eu doar îl predic, dar am văzut în viața foarte multor oameni care nu s-au gândit cum decizia de astăzi are efect mâine, poi mâine și peste 10 ani. De deci ce aș vrea să ne rugăm pentru discernământ spiritual? Din acest motiv. Pentru că aș vrea ca în ziua de mâine să fim cu toții cu zâmbetul pe buze. Spuneți amin la lucrul acesta, amin. Să fim cu toții binecuvântați. Să fim cu toții aproape de Domnul. Să fim cu toții în unitate sfântă și să simțim că Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre. Dar deciziile de astăzi au efect în ziua de mâine. Și acești gabauniți și-au jucat cartea lor și-au înșelat. Ăsta e adevărul, au câștigat prin înșelăciune. Asta este arma celui rău, Diavolul a fost aruncat pe pământ ca să înșele, să înșele omenirea. Și noi, ca și Biserica Domnului, vrem să ne rugăm pentru discernământ, pentru lumină clară. Dacă vedem spiritul gabaunit, să spunem, Doamne, dă-ne putere să stăm în picioare și să vedem viclenia gabauniților care este în această lume și în acest spirit în care noi trăim. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Să nu ne sunt păcăliți de hainele învechite sau de pâinea mucigăită, așa cum a fost titlul, într-un mod sugestiv. Este doar o farsă de -a ce se ascunde, de -a fapt, în spatele acelor haine. Mă rog, ca Domnul să ne binecuvinteze, aș vrea să invit și echipa de închinare să mai uh, lăudăm pe Domnul cu o cântare și haideți, uh, după această cântare. Pe care o cântăm, să ne rugăm fiecare pentru noi. Doamne, ajută-ne să avem discernământ spiritual, să putem să înțelegem lucrurile și să putem să trăim după voia Ta, să putem să avem familiile legate în, în harul Domnului și în, în binecuvântare divină.